Reacții din aproape toate părțile și așteptam o reacție și de la Alina, o reacție telefonică, ce-i drept, așa am și început emisiunea, pentru că ne bazam pe promisiunea ei de a vorbi în această seară, în exclusivitate la un show păcătos. A făcut-o într-un final, însă nu dorește să mai vorbească telefonic. Ne-a trimis în exclusivitate un mesaj, să-i zicem un drept la replică, o clarificare din partea ei, pe care m-a rugat să-l citesc așa cum l-a trimis și așa voi și face. Zice Alina așa: având în vedere faptul că numele meu a fost vehiculat în ultimele zile în media, dar și în presa scrisă, consider că e bine să clarific anumite aspecte. În primul rând, sunt o femeie de 28 de ani, că ne puneam noi întrebarea cam câți ani are, că ziceam că e mai Nilă cât are. Vreo 24, 25. În primul rând, sunt o femeie de 28 de ani, fără responsabilități, nu sunt și nici nu am fost căsătorită. Faptul că am avut o relație cu Mihai Costea de mai mult timp nu este ceva de dat la televizor, sau cel puțin mie nu mi se pare un subiect bun, decât pentru cei care doresc să se folosească de această publicitate să revină în televiziune. Dacă ar fi fost fără aceste comentarii personale, ar fi fost bun dreptul la replică. Dar e jurnalist, adică... Nu, dar nu, eu nu înțeleg asta. Cine să revină? Nu-i se pare cine de dat revină, la televizor, dar cine n-a să revină nimeni. Pentru că Cruduța era deja, e deja la televizor. Nilă noi, slavă Domnului, suntem la televizor. Nilă, nu cred că... Deci nu știu cine ar putea să revină la televizor. Deci vorbește de cineva care ar fi fost la televizor. Poate ne clarifică trebuie. Cred că i-a scris cineva atunci. Deci faptul că am avut o relație nu este ceva de dat la televizor. Aici poate că sunt de acord. Sau cel puțin mie nu mi se pare un subiect bun, decât pentru cei care doresc să se folosească de această publicitate să revină în televiziune. Nu știu la cine se referă. Atunci când un bărbat este disponibil să stea, aici e foarte interesant, atunci când un bărbat este disponibil să stea cu tine și să-ți răspundă la telefon oricând, este un bărbat fără o relație stabilă. Deci un bărbat liber sau cel puțin un bărbat nemulțumit de ce are acasă și înseamnă că își dorește altceva. Deci ea ne spune că la orice oră din zi și de noapte Nilă era disponibil, da. De, pe cale logică de consecință și-a închipuit că este singur, nu? E, nu, cred că știa că nu e singur. Mă rog, da? Sau mă rog, disponibil, da, abordabil. Interzicea. Informațiile spuse și scrise despre mine au un procent de maxim 10% adevăr și restul invenții legate de cunoștințe și bunuri personale. Oare așa se confecționează mai nou subiectele mondene? Mă rog, iar o întrebare fără rost. Mai întâi damă de companie, apoi însărcinată și încet, încet ajungi asistentă TV. Nu sunt însărcinată și nu doresc să intru în dezbatere pe acest subiect, deoarece viața mea mă privește doar pe mine. Absolut corect. Doresc doar să-mi cer scuze părinților mei pentru hărțuire. Ne amintim ce ne-a spus Ela, că mama ei este devastată. Pentru hărțuirile la care au fost supuși, doar pentru o relație cu un băiat pe care orice fată de vârsta mea o poate avea, dar să nu uităm că gura lumii nici pământul nu astupă. Semnat Alina. Acum, mă rog, dincolo de analiza pe text pe care am făcut-o și dincolo de aceste considerații personale pe care poate le înțeleg până la un